Există un aliment care se află în topul preferințelor românilor, dar acesta nu este deloc sănătos. Medicul endocrinolog Virgil Stroiescu avertizează că acest produs, consumat zilnic, poate duce la boala Alzheimer și de aceea recomandă să renunțăm la el. Află despre ce aliment este vorba și nu-l mai consuma. Sunt multe alimente care nu ar trebui consumate pentru că ne fac rău. Doctorul Virgil Stroiescu a vorbit despre un produs consumat în cantitate mare de mulți români, dar care ascunde o mulțime de riscuri pentru sănătate și recomandă să nu îl mai mâncăm. Virgil Stroiescu, medic endocrinolog, susține că alimentul preferat al românilor nu este deloc sănătos. Este vorba despre pâinea albă și atrage atenția că este foarte periculoasă pentru sănătate și de aceea este ideal să alegem pâinea integrală. Hai să punem regulă. De azi înainte nu o mai consumăm, spune cunoscutul medic. Pâinea albă este nesănătoasă, nu are decât glucide, nu are fibre. Cei care consumă multă pâine albă, în afară că se îngrașă, pot face boala Alzheimer, deoarece amidonul poate face acel amiloid în creier ani de zile, care poate ajuta la Alzheimer. De aceea, hai să punem regulă de astăzi înainte, nu mai consumăm făină rafinată, făină albă. Făină albă este dușmanul sănătății noastre pentru că se bagă omul și strică ce a făcut Dumnezeu. Amidonul nu face decât să îmbolnăvească, a spus medicul la podcastul lui Adrian Artene. Românii sunt recunoscuți drept cei mai mari consumatori de pâine la nivelul Uniunii Europene, cu aproximativ 260 de grame de pâine și produse de panificație consumate zilnic. Datele arată că la nivel general, pâinea albă rămâne în topul preferințelor, fiind consumată zilnic de 3 sferturi dintre români. Gustul, ingredientele și prospețimea se numără printre cele mai importante criterii atunci când oamenii aleg pâinea. Specialiștii susțin că este nevoie de un aport de 10-13 grame de fibre la fiecare 1000 de kilocalorii, care pot fi aduse în dietă din pâine și alte produse din cereale integrale, legume, fructe, mai ales din coajă, semințe, păstăi, boabe și leguminoase, relatează știrile canalde.ro.